Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Un subiect mult mai serios acum, poate nu știați că în Uniunea Europeană cele mai multe cazuri de tuberculoză într-o singură țară se înregistrează în România. Serios? Da, de fapt 20% din cazurile de tuberculoză diagnosticate în Uniune sunt în România. 20%. Mulți, sunt 26-27 de țări în Uniunea Europeană. 20% cu 5 din... mai aproape un sfert. Da, e o proporție realmente dramatică. Pentru o boală care ucide zilnic peste 4.000 de persoane la nivel mondial, zilnic. La telefon este doamna dr. Beatrice Mahler, directorul Spitalului de Pneumoftiziologie Marius Nasta din București. Bună dimineața, doamnă! Bună dimineața! Ce se întâmplă? Mă rog, statistica asta nu e de ieri, de azi, dar ce se întâmplă? De ce sunt atât de multe cazuri în România, prin comparație cu restul Uniunii Europene? Trebuie să spunem de la început că România este pe un trend descendent și că am avut în ultimii 20 de ani mult mai multe cazuri, însă este adevărat, încă avem zone în țara asta mult prea sărace pentru ca tuberculoza să fie controlată în mod eficient. Pentru că există o legătură între sărăcie și tuberculoză care nu vine neapărat din, ca să spun, din... prezența bacilului Koch acolo mai mult, ci din faptul că acele persoane nu au acces la sistemul de sănătate pentru a fi diagnosticate în timp și rămânând contagioase mai mult timp, infectează mai multe persoane. Poate se diagnostichează mai mult în România ca în alte țări? Adică diferența este foarte mare. Bun, sigur, România nu este una dintre țările bogate ale Uniunii Europene, dar mai sunt și alții într-o situație financiară nu chiar așa grozavă prin regiune. Da, este adevărat. Am avut această ipoteză de lucru în ultimul an împreună cu Universitatea de Medicină Carol Davila și cu Facultatea de Geografie pentru a vedea dacă avem și alte caracteristici legate de structura geografică sau alți parametri care ar putea fi luați în calcul. Și, din păcate, suprapunerea zonelor de incidență crescută a tuberculozei este perfect suprapusă peste zonele sărace socioeconomic. Există această legătură și ne gândim la imunitatea oamenilor care trăiesc în aceste zone, care fac tuberculoză, pentru că până la urmă tuberculoza poți să te întâlnești cu bacilul Koch, dar nu neapărat devii și bolnav de tuberculoză. Imunitatea scăzută este o condiție pentru a dezvolta boala și ea poate să apară fie pentru că ai afecțiuni asociate, diabet, cancer, boli autoimune care scad imunitatea, fie pentru că nu mănânci suficient, nu dormi bine, fie că ești stresat, că nu ai cu ce să-ți asiguri ziua de mâine și toate aceste lucruri duc la scăderea imunității. Există cumva o legătură și între consumul de droguri și această boală? Dacă tot vorbim de factori de risc? Da, și mulțumesc pentru întrebare. Este o realitate pe care o întâlnim mult mai frecvent în ultimul an și când ne confruntăm cu ea în Institutul Marius Nasta. Sunt persoane foarte fragile, numărul lor este în creștere. Au nevoie de asistență suplimentară decât de tratament pentru tuberculoză, iar în acest moment soluțiile pentru ei sunt aproape inexistente. Iar aici e un semnal de alarmă pe care îmi permit să-l trag prin intermediul dumneavoastră. Minori? Bolnavi de tuberculoză? Avem, din păcate, și copii. Așa cum am mai spus în alte rânduri, copiii, de fapt, sunt victime ale adulților. Copilul cu tuberculoză nu este o persoană contagioasă, dar devine infectat și infecția la el se transformă mai ușor în boală, mai ales dacă are sub 5 ani, pentru că tuberculoza, sigur, presupune un contact cel mai frecvent în cadrul familiei, pentru că devii contact cu o persoană bolnavă de tuberculoză dacă ai petrecut mai mult de 4 ore cu ea la distanța unei conversații. Ori acest lucru îl întâlnim la locurile de muncă sau în familie. Care sunt simptomele care trebuie să ne alarmeze? Și dacă pot fi confundate cu simptomele altor afecțiuni, cum poate cineva să-și dea seama că a intrat în contact sau, mă rog, că s-a îmbolnăvit de tuberculoză? Nu poate să-și dea seama. Simptomele tuberculozei nu sunt specifice, dar orice apariția unei tuse care durează mai mult de 3 săptămâni sau o tuse care schimbă caracterul, transpirația nocturnă, oboseala extremă,
scăderea în greutate. Sunt simptome care trebuie să facă o persoană să se gândească că are nevoie de o întâlnire cu un medic. Iar dacă vorbim de excluderea tuberculozei și ăsta ar fi primul pas care nu are nevoie de bilet de trimitere și nu are nevoie nici măcar de programare, să se prezinte într-un dispensar TB, să oprească în drumul lui. În București sunt 6 dispensare TB în fiecare județ, în fiecare municipiu de județ există un dispensar TB unde medicii de acolo au program în cursul săptămânii de dimineața până seara. Sunt de fapt niște ambulatorii care exclud diagnosticul de tuberculoză, beneficiază de un consult gratuit și de o radiografie, iar dacă sunt probleme de altă natură, sigur vor primi și bilete de trimitere să meargă să-și evalueze problema. Dar tuberculoza este un diagnostic de excludere. Uh-huh. Tratamentul este gratuit? Și cât de eficient e? Adică ce se folosesc? Antibiotice? Au apărut și tulpini rezistente cumva? Da. Tuberculoza se tratează cu asociere de 4 antibiotice la cazurile noi. Durează 6 luni. Este un tratament extrem de dificil de dus pentru care are reacții adverse. Însă este extrem de important să fie tratamentul efectuat pe toată durata lui extrem de corect. Și aici rolul important este al familiei și al comunității, pentru că dacă noi excludem un pacient care are tuberculoză și nu suntem un sprijin pentru el în această perioadă grea, el are tendința să abandoneze. Ori abandonarea tratamentului nu face altceva decât să crească riscul de rezistență. Un risc de rezistență care, odată instalat la un microb, înseamnă prelungirea duratei de tratament până la 2 ani. Sigur, sunt în acest moment medicamente noi și suntem în derularea unui proiect pilot cu reducerea duratei de tratament la 1 an, dar costurile sunt foarte mari. Nu spun că nu este important acest pas, însă este doar la nivel de proiect și sperăm că vom avea rezultatele care le dorim cu toții, scăderea duratei de tratament și recuperarea rapidă a pacienților. Spuneați la început că în România este o incidență ridicată a tuberculozei, mai ales în zonele foarte sărace. Există cumva o atitudine proactivă a autorităților medicale în această privință? Nu știu, poate caravane medicale care să meargă în zonele respective să încerce să identifice din timp bolnavii? Și am făcut acest lucru, da, Ministerul Sănătății prin Institutul Marius Nasta, cu ajutorul Ministerului Fondurilor Europene, adică este un complex de asociații guvernamentale și non-guvernamentale, pentru că avem și 6 ONG-uri parteneri, cu care am ajuns în toată România și mai avem câteva județe până vom termina absolut toate zonele pe care ne-am propus să le evaluăm. Și într-adevăr în zona rurală am depistat tuberculoză cu o incidență de 6 ori, de aproape 6 ori mai mare decât incidența națională, care în 2022 au fost de 46 de cazuri la 100.000 de locuitori. De aproape 6 ori mai mare e o cifră semnificativă și nu vine din lipsa de atenție a persoanelor față de sănătatea lor, vă spun sincer, ci din incapacitatea lor de a se deplasa 10 de kilometri uneori pentru un consult medical. Mulțumesc pentru explicații și pentru informații. A fost în direct în deșteptarea dr. Beatrice Mahler, directorul Spitalului de Pneumoftiziologie Marius Nasta din București. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.